Bună ziua! Astăzi vom face turtă dulce de post. O rețetă vegană și dietetică, care nu conține zahăr și care se poate face în două variante, cu gluten sau fără gluten, după preferință. Eu am făcut această turtă dulce cu ciocolată vegană îndulcită cu stevia și ingredientele pe care le-am folosit pentru această rețetă le veți găsi, ca de obicei, în descriere și le vei aminti și în acest video. Într-un bol mai încăpător vom pune 3 banane foarte bine coapte, din acelea cu pete. Ele, dacă sunt foarte bine coapte, vor avea un conținut foarte mare de zahăr natural și nu va fi nevoie să adăugăm foarte mult îndulcitor. Vom pasa aceste banane cu ajutorul unui zdrobitor din acesta pentru cartofi fierți sau cu o furculiță. Vom adăuga 10 grame de pudră de stevia. Pudra de stevia nu trebuie folosită zilnic, ci mai rar. Am adăugat un condiment pentru turtă dulce. Dacă nu aveți, adăugați o lingură de pudră de scorțișoară, o linguriță de pudră de cuișoare, o jumătate de linguriță de nucșoară și o jumătate de linguriță de ghimbir, pudră de ghimbir. Am adăugat și 100 de grame de ulei de cocos, care trebuie să fie la temperatura camerei sau topit. Uleiul de cocos pe care l-am folosit eu este nerafinat și este bio, dar puteți adăuga un alt ulei vegetal, de preferință tot nerafinat sau chiar un unt vegetal. O să vă las sus, în dreapta și jos, în descriere, o rețetă de unt vegetal făcut în casă. Am adăugat și o lingură de praf de copt, puțină zeamă de lămâie pentru a potența gustul și puteți adăuga și un praf de sare și chiar și coajă de lămâie și de portocală rasă, puteți adăugați, sau vanilie. Apoi vom adăuga treptat și vom amesteca foarte bine cu o spatulă. Vom adăuga făina, 80 de grame de făină de orez integral, am pus eu, dar puteți folosi și o altă făină de orez pe care o aveți în casă, și 40 de grame de făină de cocos. Asta pentru persoanele care au intoleranță sau alergie la gluten și, bineînțeles, produsele trebuie să fie etichetate ca fiind fără gluten. Pentru persoanele care nu au intoleranță, pot să folosească 200 de grame de făină albă de grâu în locul făinei fără gluten. Vom pune compoziția într-un poș sau într-o seringă de bucătărie. Vedeți că această compoziție trebuie să fie, așa cum se vede, mai moale, să curgă prin seringă. Dacă vedeți că nu este așa, puteți adăuga puțină apă dacă este compoziția mai tare sau puțină făină dacă este mai moale. Acum depinde de făina pe care o folosiți. Vom forma această turtă dulce așa cum se vede sau putem să folosim chiar o pungă pe care să o tăiem într-un colț. Ne udăm mâinile cu apă și aplatizăm vârfurile și apoi vom pune tava în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 20-25 de minute. După 15 minute deja verificăm și vedem pe talpă dacă sunt rumene. Atunci le scoatem din cuptor și le lăsăm să se răcească. Între timp vom topi și ciocolata, 200 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia. Eu am pus-o într-un vas cu apă fierbinte. Dacă folosiți ca mine vase de sticlă, aveți grijă să nu fie foarte reci, ca să nu se spargă în momentul când puneți apă fierbinte, sau puneți-le pe un vas de metal sau un lama unui cuțit. Și când ciocolata s-a topit, vom introduce turta dulce, pe care o vom scoate cu o furculiță, vom scurge surplusul de ciocolată și vom așeza ciocolata pe o hârtie de copt într-o tavă
Vom da la rece pentru o oră sau până se întărește ciocolata foarte bine și apoi putem servi. Chiar dacă este o turtă dulce sănătoasă, nu vă încurajez să faceți abuz. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!